Răsturnare de situație în dosarul Cioacă. O parte din probele acuzării în cazul uciderii Elodiei Ghinescu se refac la cererea avocatei lui Cioacă. Vorbim despre probele ADN găsite de anchetatori pe hainele celor doi. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Pitești. Să refac expertizele, să se stabilească dacă profilul genetic aparținând Elodiei și lui Cristian Cioacă aparține pe obiectele găsite în râpă și pe acele obiecte și din casă, pe care s-a stabilit prin cealaltă rapoarte că s-a găsit sângele aparținând Elodiei, inclusiv rapoartele întocmite în anul 2012. Deci cam toate rapoartele. Dana Bălăceanu, colega mea, are detalii. Bună ziua, Dana, explică-ne puțin ce înseamnă această decizie. Se refac toate probele ADN din acest dosar sau doar o parte? Cum va fi? Bună ziua, vorbim despre probele ADN din sângele găsit în casa lui Cristian Cioacă, dar și pe obiectele din râpa de la Râșnov. Acestea vor fi refăcute. Apărătoarea lui Cristian Cioacă susține că n-ar fi sângele Elodiei, așa cum spun procurorii. Decizia curții a nemulțumit-o însă pe apărătoarea familiei Ghinescu, care acuză instanța de favorizare a infractorului. Crina Radu a declarat că aceste probe tergiversează procesul și vor fi refăcute tot de IMELE. Cristian Cioacă, vă reamintesc, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu. El a contestat decizia la Curtea de Apel Pitești. Mihaela? Dana, îți mulțumim pentru...